223 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite din cauza stării de sănătate sau altor cauze care pot duce la excluziune socială, beneficiază de ajutor de urgență acordat de la bugetul de stat. Guvernul a aprobat în luna august alocarea sumei de 915.300 de lei pentru sprijinirea acestor familii. 17 dintre cele 223 de familii provin din județul Giurgiu. Pentru giurgiuvenii aflați în dificultate, suma alocată de la bugetul de stat este de 28.000 de lei. Conform legislației în vigoare, Ministerul prin Agenția de Plăți și Inspecție Socială alocă de la bugetul de stat ajutoare de urgență pentru diferite probleme. Persoane care au avut probleme de sănătate și justifică aceasta cu documente sau persoane care au avut diverse probleme cu locuințele în care locuiesc. Avem 17 cazuri de la începutul anului până acum. S-a alocat 280 de milioane 28 de mii de lei, sume cuprinse între 300 de lei și 7.000 de lei, funcție de ancheta socială și de nevoile fiecăruia. Persoanele care se află într-o situație deosebită trebuie să depună o cerere însoțită de documentele care justifică problema prezentată. În urma depunerii actelor, la sediul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, va fi efectuată o anchetă socială. Aceasta va fi semnată de beneficiar avizată de către primarul localității de domiciliu și de prefectul județului, apoi va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în vederea elaborării hotărârii de guvern.